Reacțiile chefilor Sorin Pontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu după ce au revenit la ProTV. Ne-am întors acasă, cei trei mărturisesc că simt că s-au întors acasă și așteaptă cu nerăbdare să întâlnească pe noi concurenți pasionați de gastronomie. Înscrierile au început deja în urmă cu 12 ani. ProTV lansa show-ul cu Linar Masterchef care, pe lângă concurenți, avea în prim plan trei maestri bucătari, Sorin Pontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Aceștia s-au întors în bucătăria în care a început totul, Sorin Bontea, ca prima dragoste care nu se uită niciodată și te întorci acasă, jurația abia așteaptă să fie impresionați de concurenți. Cătălin Scărlătescu, jurat, n-am să uit niciodată în viața mea reacția celor din piețe care îmi spuneau tot timpul băi, Scărlătescule, ce le-ați făcut ăstora, că au început să facă platin în farfurie. Deci, noi suntem vinovați pentru acea sintagmă de șef de pe bluzele bucătarilor și cred că noi suntem primii care am deschis acea poartă a curajoșilor de a găti. Dacă la primul sezon am fost spectaculoși, gândiți-vă ce o să fie acum, după încă 12 ani de experiență în care nu am făcut decât frumos. Ce să ne așteptăm? Numai la farfurii frumoase, vă spun un lucru, așadar, dacă vă place să gătiți, sunteți așteptați la castin. Celor care le este teamă, șefii le promit că vor încerca să fie mai indulgenți în acest sezon, Sorin Bontea, jurat Masterchef. Eram destul de răuți și m-am transformat. Și acum zic eu că și mai înțelept sunt. Eu sper că va fi bine, sentimentul meu este că va fi bine. Îmi place și mi-a plăcut întotdeauna MasterChef-ul Sorin Dumitrescu, jurat MasterChef. Mă aștept de la oameni curajoși care vor să și schimbe, să și îmbunătățească viața, care vor să dea tot pentru pasiunea lor pentru gătit, să urmărească modelele celelalte care au demonstrat că din MasterChef se pot face minuni. Dacă luăm toată energia noastră și o punem în același loc, o să iasă super exploziv. Cine vrea să lupte pentru titlul de MasterChef România, își poate trimite datele pe inscrieri. TV.ro